stenograme, PNL, sfâșiat de scandalul decreilor. Ofensiv împotriva delatorilor de pres din partid. Scandalul decreilor se extinde în PNL. Liberalii continuse, i consume energiile în lupte interne, i fac opozie unii altora în partid decât să se lupte cu adversarii politici externi. Conducerea este mai preocupat mai degrab să taie canalele de comunicare neoficiale către jurnaliștii decât să învie din greelile de comunicare făcute. O serie de foti lideri din vechea conducere au fost pui la zidieri, în edina de grupa deputailor, de cetre colegii care o susțin pe Iefa de la Tineret, Mara Mare, fiind Artai cu degetul ca principalii responsabili pentru externalizarea scandalului. Încercarea de ironizare a PSD, printr-un atac la adresa generaliei decreilor materializat sub forma unui ghid de nesupunere civic, a stârnit mânia colegilor mai vechi de partid, în special a seniorilor liberali. Mara Mare a fost nevoit să îi asume răspunderea pentru acest ghid în care se cere tinerilor să nu emigreze pentru ce generația decreceilor nu e funii subliniere ei nu mai are cine să fac mi subliniere tot de dencil. Tânra liberalii TNL, organizaia pe care o conduce, au fost aspru criticate pe grupurile interne de WhatsApp, iar o parte din aceste polemici au ajuns la presă. Motiv suficient pentru apropiaii lui Ludovic Orban să treacă la ofensivi se îngroape scandalul sub o avalan de acuzai la adresa delatorilor din partid. De altfel, liderul de partid a dat semnalul atacului apreciind ce cei de la Tineret au făcut o greal prin acel ghid, în PNL sunt unii care fac mai mult opoziție propriilor colegi decât celor din PSD. Rând pe rând, Mihai Voicu și Cătălin Predoiu, dar în special Adriana Seftoiu, au fost identificați ca principalii responsabili pentru scurgerile de informații aflate în presă, ne-au dezvăluit surse din conducerea PNL. Florin Roman, deputat, vicepreedinte PNL, mi-e scârb de atâtea atacuri din interior. Mi se pare foarte grav ce discuțiile de pe grupul de deputați, în care se atacă campania PNL au ajuns în spaiul public cu print screen.3. Este vorba de aceia IAUM care nu atac niciodată PSD. Dan Mulceanu, deputat, vicepreedinte PNL, o coleg, Adriana Seftoiu ne-a trimis pe grupul de deputați cele două cartoane ale PNL și ne-a explicat cum i-a luat bătaie la Revoluție. La 15 minute m-au sunat cei de la pres. Eu dau nume pentru ce m-am săturat de chestiuni urâte între colegi. A fost o coincidență la 15 minute după ce au fost discuțiile pe grup SMS în presa. Avem o presă foarte informată. Nu pot să trec peste faptul ce discut me pe WhatsApp, de me la pres. Am ajuns la concluzia ce e mai bine să-l spun unui coleg ce am de spus pe fai să nu mai discut me pe privat.
nu vreau să trecem peste, m-am săturat să se prezinte tot ce e rău la partidul ăsta. Ioan Cupa, deputat PNL, am ajuns să, îi spunem colegului Popescu, nume generic, nu se referea la un coleg anume, ne? Se scrie cu cratim ce tot ce scrie ajunge pe burtier la televiziuni. Deocamdată, singura consecină a acestui nou scandal a fost impunerea unor măsuri de restricționare a discuțiilor pe grupurile de WhatsApp ale partidului. Se va discuta mult mai puțin lucrurile importante pentru partid pentru ca astfel de informații să nu mai ajung la presă, susțin sursele citate. Cât despre marea marei colegii săi de la organizația de tineret, acetia nu risc nimic. Cel mult, de acum încolo inițiativele PNL vor trece prin filtrul era Luki Turcan, prim vicele partidului pe probleme de comunicare.